Continuăm și tot despre sănătate, vorbim în continuare, despre un corp tonifiat și fără celulită. Noi, femeile, luptăm pentru asta pe atâtea fronturi. Bine, dacă vă așteptați să-mi dau cu părerea, așteptați degeaba, nu mă bag în acest subiect cu celulita, este prea vast. Stai puțin, poate că ar trebui să te bagi, Valentin, pentru că nici bărbații nu sunt feriți de aceste probleme. În fine, revenind la subiectul care ne interesează pe noi toate, celulita, inamicul nostru numărul 1. Să știți că a noastră colegă, Francesca Simionescu, asta de vorbă cu medicii dermatologi și nu numai. Așa că haideți să aflăm soluții. Celulita ți-a dat vreodată bătăi de cap? E, da, îmi dă și acum. După toată perioada în care am fost vegetariană, pielea și-a schimbat textura și arat cu totul altfel. Acum încercăm să ne revenim. Așa că să sperăm că o să-mi rezolv situația până la vară. Pielea ca o coajă de portocală este cu adevărat dușmanul femeilor, inclusiv al vedetelor. Suntem tentați să credem că un star de la Hollywood nu ar trebui să aibă celulită pentru că face sport, ține dietă și așa mai departe. Adevărul este altul. Apariția celulitei ascunde alte probleme. De ce apare? Ce fac greșit? Dumneavoastră nu faceți probabil nimic greșit sau foarte diferit de ce fac alții. Celulita are, în primul rând, o predispoziție genetică. Eu spun adesea că așa cum bărbaților le cade părul la majoritatea lor, femeile fac majoritatea lor celulită. Hormonii, predispoziția este de o tulburare hormonală care are o afectare pe circulația locală din această zonă care este specific feminină, lateralele coapselor, fesele, în spatele genunchilor, în care se produc tulburări de circulație datorită acțiunii hormonilor și încet, încet se strânge lichid. Aceasta este prima fază a celulitei când observăm că se adună apă ca un burete și face valuri când o atingem. Acel e primul semn că începe să se formeze și în fazele ei finale ea ajunge, cum vedem aici în imagine. Deci nu e de la mâncare? Nu este de la mâncare, decât poate, dacă exagerați cu dulciurile, să zicem, undeva tot prin veriga hormonală ajungem să avem aceste probleme. Acest aspect în coajă de portocală îl fac și femeile grase și femeile slabe. Exact. Da? Dacă vorbim despre excesul adipos, acela vine de la mâncare. Carnea de pui hormonizat, carnea de curcan, mezelurile în concentrații mari, mai ales cele de pui și, din păcate, uneori laptele de vacă. Inclusiv laptele de vacă? Da, inclusiv laptele de vacă are cantități destul de mari de testosteron. Spre deosebire de pui și de curcan, care au în special, ca și mezelurile, cantități mai mari de estrogen. Și încă o veste proastă, celulita nu se vindecă, cel mult poate să regreseze. În schimb, cu o dietă echilibrată am putea să prevenim apariția ei. Rămâne însă întrebarea, ce facem dacă deja s-a format? În primul rând, dermatologul trebuie să stabilească ce grad are celulita. În funcție de asta, ne poate recomanda tratamente de radiofrecvență, vacuum, masaje, mezoterapie sau drenaje limfatice. Cel mai bun drenaj limfatic este mișcarea în apă. Ne trebuie doar un bazin în care apa să ne vină până la inimă și în care să putem face între 400 și 600 de mișcări de 2-3 ori pe săptămână. Pentru aceia care nu au la îndemână sau nu au posibilitatea să meargă la piscină, există drenaje limfatice în cabinetele cosmetice. Un lucru e cert, trebuie să avem grijă cum ne tratăm, mai ales dacă vrem rezultate pe termen lung. Din nefericire, atât pe internet, cât și în reviste care nu sunt de specialitate, găsim o grămadă de sfaturi absolut incorrecte. De exemplu, împachetările la cald. Dacă ai celulită edematoasă sau celulită mixtă, nu ai voie să pui vasul acela la încălzit. Ciupiturile, vânătăile. Deci dacă în momentul în care am plecat din salonul de masaj, avem durere și vânătaie, acea tehnică clasică, din nefericire complet incorrectă, produce rupturi vasculare. Studiile arată că 8 din 10 femei au celulită.